Medici, profesori, economiști, antreprenori sau juriști, aceasta este echipa pe care liberalii ieșeni o aruncă în lupta electorală din acest an, una pe care președintele filialei județene o dorește pozitivă și curată. Este într-adevăr o listă foarte bună de oameni care au susținut și au reprezentat Consiliul Local până în acest mandat. Și deopotrivă de oameni noi, eu cred că în această campanie trebuie să vorbim și vom vorbi despre ceea ce am făcut, despre ceea ce a făcut primarul Mihai Chirica pentru municipiul Iași, de ceea ce a făcut Costel Alexe la Consiliul Județean. Îmi doresc să fie o campanie pozitivă, să vorbim despre realizări. Deși va fi mult zgomot, sunt convins că ieșenii vor vota pe cei care vin cu rezultate. Obiectivul liberalilor la Consiliul Local este reprezentat de obținerea a 14 mandate și de reconfirmarea primarului Mihai Chirica la șefia primăriei Iași. Vrem să muncim în continuare pentru Ieșeni, vrem să muncim pentru regiunea de Nord-Est, vrem să muncim pentru România. Am făcut-o și am arătat că știm să ne facem treaba. Avem speranța că ieșenii au înțeles acest lucru, ne vor vota și vom aduce în Consiliul Local un număr cât mai mare de consilieri. Cred că suntem partidul cu cel mai mare număr de semnături. Pentru depunerea candidaturilor, le mulțumim ieșenilor pentru încrederea pe care ne-au dat-o pentru 4 ani care s-au scurs atât de repede. Sperăm să ne facem treaba în continuare împreună și să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ceea ce trebuie pentru noi și pentru țară. E un moment important pentru noi, pentru întreaga comunitate. E un moment important în care arătăm că suntem împreună o echipă foarte solidă și dacă liderul consilierilor județeni de la CJ, de la Consiliul Județean, vine la CLE, ăsta e un semn de bine, e un semn de unitate, e un semn de faptul că ne dorim ca în următorii 4 ani să ne concentrăm și mai mult pe problemele, pe rezolvarea problemelor directe ale municipiului Iași. Cel care speră să conducă județul și în următorii 4 ani a trecut în revistă investițiile derulate în ultimii 4 ani. Am dezvoltat județul Iași. Am construit cel mai modern aeroport din România. Am modernizat spitale cu fonduri europene. Am dezvoltat și vom dezvolta în continuare infrastructura rutieră. Am restaurat și reabilitat monumente culturale și am investit enorm în educație. Astăzi, la acest moment de bilanț, vreau să le mulțumesc zecilor de mii de ieșeni care practic au semnat pe listele Partidului Național Liberal pentru a susține candidatura mea la funcție de președinte al Consiliului Județean Iași. Pe 9 iunie, ieșenii sunt chemați la urne pentru a vota primarul Iașului, președintele Consiliului Județean, precum și consilierii locali și județeni, dar și europarlamentarii.